Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Cafenelei Culturale. Astăzi îl am din nou alături de mine după 6 ani de zile. Din 2016 nu ne-am văzut la Cafeneaua Culturală cu el, pe Nico Alifantis. Să rămână. Mă bucur tare mult că ați acceptat iarăși invitația mea. Să rămână, da. Bine ați revenit la Arad. Bine v-am regăsit la Arad, ca să zic așa. 2016, aurea, 2016 când ați fost la Festivalul de Teatru Clasic. Exact, exact. Atunci, da, acum, da, da. A fost foarte frumos. Bine, eu mă simt foarte bine aici la Arad, ori de câte ori vin, pentru că, nu știu, e o afinitate așa și e legată chiar de perioada de început a mea, când, nu știu, Arad, zona asta, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, nu știu de ce, poate unde veneam eu din regat, proaspăt mintic în creștere, ca să zic așa. Cert este că pentru mine, la vremea aia, mi se părea zona asta a țării, mama, ceva așa de vis, de nedescris. Oamenii erau altfel, vorbele sunau altfel, limba era alta, parcă. În fine, și mi-a rămas în suflet Aradul așa, nu știu de ce, tare bine mă simt aici. Ne bucurăm, de asta veniți. Că vorbeam înainte să începem filmarea, de câte ori ați fost anul acesta și vă spuneam că înseamnă că vă place la Arad. Da, numai că, bun, anul ăsta a fost și o conjunctură, nu știu cât de fericită, dar pentru public mă refer, pentru că totuși 3 prezențe într-un an la un interval relativ scurt, nu știu dacă sunt foarte bine venite pentru public, dar eu mă simt bine, sigur că da, și ori de câte ori sunt invitat, vin cu mare plăcere. Iar acum, anul ăsta a fost an de răsfăț, am zis că e stagiune la Arad, pentru că prea a fost des Aradul. Acum o să luăm o pauză. Spuneați apropo de loc și de unde veniți dumneavoastră, știu că sunteți născut în Brăila, din familie cu mamă macedoancă, tată grec, și spuneți că sunteți român jet by jet. Păi eu așa mă consider, dat fiindcă m-am născut pe plaiul Mioritic, nu te poți considera altfel. Îmi place poporul ăsta, îmi place țara asta. E o țară foarte frumoasă, am avut și șansa asta extraordinară datorită meseriei să pot umbla foarte mult și am bătut-o în lung și în lat și o știu chiar foarte bine. E o țară foarte frumoasă. Noi nu prea știm ce să facem cu ea, dar asta e o altă discuție. Așa e, din păcate. Da. Și cum a fost copilăria dumneavoastră în Brăila și cum era Brăila atunci? Wow. Cum vă amintiți? Era cu totul special. În copilărie, cel puțin, în primul rând, este de departe cel mai cosmopolit oraș. Acolo trăiau vreo 11-12 etnii, la Brăila. Noi, când ieșeam la joacă, copii fiind, vorbeam în română ca să ne înțelegem repede. Pentru că fiecare acasă vorbea limba lui. Străzile erau grupate pe etnii. Noi eram vecini cu evrei și cu armenii, după care erau câteva străzi de greci și de macedoni, iar în flancuri, cum ar fi, Brăila fiind un evantai așa, în care toate străzile pleacă de la Dunăre și vin la Dunăre. Și niște raze de cerc care le întrepătrund. De aici și expresia aia că a nimerit orbul Brăila. În Brăila nu te poți rătăci, pentru că de oriunde ai pleca, oriunde te-ai afla, ajungi fie la Dunăre, fie în centru. Așa că e foarte lesne din punctul ăsta de vedere. Deci copilăria a fost una cu totul specială. Orașul era populat de așa cum am zis, de toate etniile astea, de pentru care și cultura și toate tradițiile erau foarte, foarte dense și foarte nenumărate. Întrepătrundeau. Wow, ce cuvânt greu am găsit în dimineața asta. Se întrepătrundeau. Foarte tare și atunci familiile, iar fiind foarte făcute în conglomerat așa, fiecare făceau, noi făceam toate sărbătorile celorlalți și atunci era o sărbătoare continuă, lucru care copil fiind îți dai seama că îți place foarte tare. Era o veselie și un... Plus că era foarte pitoresc, erau trăsuri, erau bragagii, erau limonagii care mergeau pe străzi, erau ăștia ambulanți care purtau niște chestii foarte ciudate construite în spate și care vindeau orice. Era foarte, foarte frumos. Plus Dunărea, care e un spectacol ia în sine. Și cum a fost perioada școlii?
V-a plăcut școala? Nu. Cui îi place școala? Hai să fim serioși. Cine se duce copil fiind la școală de plăcere? Să-ți rupi din timpul sfânt al jocului ca să te duci la școală. Na. În fine, școala a fost ok. Am avut baftă de niște profesori extraordinari. Lucru pe care l-am simțit nu neapărat la începutul școlii, ceva mai încolo, dar niște oameni extraordinari. Și aveam câteva materii la care chiar învățam cu plăcere, cum era româna, de exemplu. Era domn profesor Ungureanu, care ne-a și insuflat foarte tare dragul ăsta de a citi, de a pătrunde printre cărți. Un om absolut senzațional. Am păstrat cu el legătura până de curând, când ne-a părăsit. Dumnezeu să-l odihnească. Un om deosebit. De la el mi se trage, cred, și chestia asta cu poezia, pe care mai târziu am început să o pun pe muzică și pe care o citesc cu mare plăcere. Așa. Ei aveau, de exemplu, iată, o conspirație care se întâmpla la vremea aia. El avea un aranjament cu cea mai mare librărie din oraș și ne cumpărau, când apăreau cărți care aveau mai mult sau mai puțin atingere cu programa școlară, ne cumpăra cărțile la înțelegere cu părinții, ei plăteau la salariu și aveam tot timpul toate cărțile noi care apăreau, lucru extraordinar. De pentru care m-am trezit la plecarea de acasă de la Brăila în 76 cu o bibliotecă impresionantă. Foarte mare. Din care sigur mi-am făcut o selecție și am luat-o într-o valiză și am plecat cu mine. În perioada școlii ați învățat să cântați și la primul instrument, nu-i așa? Da, aveam 7 ani, începusem școala și ai mei mi-au luat un acordeon, lucru care nu mi-a fost foarte simpatic, sincer vorbind. Eu mi-aș fi dorit tobe, dar tobele sunt și multe și gălăgioase. Și nu prea cânți cu ele. În fine, după care, speriați fiind ai mei de ideea de a-mi lua tobe, Au ales un acordeon, mi-au adus un profesor. După o tentativă de câteva luni în care ăla nu m-a învățat decât trandafir de la Moldova, am renunțat cu acordeonul și am trecut peste un an și ceva, cam așa. Am primit o chitară, începuse moda chitarelor și atunci lucrurile s-au simplificat și a fost mult mai plăcut. De atunci mi se trage. Asta e. A fost o perioadă foarte frumoasă, toată perioada petrecută la Brăila, plus adolescența, cu liceul, cu iubirile din tinerețe. Aveați succes în liceu? Păi eram vedetă acolo, vedetă locală, îți dai seama. Cântam la toate sărbările liceului, eram acolo pe scena liceului tot timpul. Da, aveam succes, eram vedetă locală, ca să zic așa. După care, sfârșit de februarie, început de martie 73, s-a întâmplat minunea și am țâșnit. Atunci eram în ultimul an de liceu, am poposit la teatru, eram de fapt arondat la un cerc de teatru și în sfârșit de februarie, cam așa era, sfârșit de februarie, început de martie, am primit prima comandă de muzică de teatru. Ăla a fost debutul meu în ale teatrului, în ale muzicii de teatru. De acolo lucrurile au tot continuat, s-au rostogolit, s-au înfoiat și uite așa am ajuns în clipa de față pe la 118 spectacole la care am făcut muzica. Tot acolo la Brăila am ucenicit, acolo am învățat ABC-ul meseriei în teatrul din Brăila. A fost o experiență fabuloasă și la vremea aia și teatru era populat de niște oameni extraordinari, foarte talentați și foarte dedicați meseriei. În plus, la Brăila veneau să monteze foarte mulți regizori importanți. Zoia Anghel Stanca, Ivan Helmer, mai apoi a venit Ocilescu, cu care am început colaborarea acolo. A fost foarte frumos și datorez multe teatrului din Brăila. În primul rând, ucenicia aia care a însemnat pentru mine foarte mult, foarte mult. Iar în vara acelui așa an, tot în 73, am debutat ca și cântăcios, ca să zic așa, la o emisiune a televiziunii care se chema Teletop. Era o chestie de asta, un concurs
itinerant și de acolo a început totul să rostogolească. Sănătate. Deci este adevărat. Este adevărat, aerocondiționat. De la aerocondiționat. Da. În cenaclu, cu cenaclul Flacăra, când ați început să aveți legături? Eu, din ce știu, tot în anul 1973. Nu, în 74. În 74 mm-hmm. s-a întâmplat, am plecat așa. În armată. Ca asta... să scăpați de facultate. Să scăp de medicină. Nu de facultate neapărat, de dar facultatea de medicină. De medicină, pentru da. Că ai mei își doreau foarte tare să mă fac doctor. Și m-au cam obligat așa să mă duc la medicină să dau examen. N-am dat, n-am intrat. A fost o experiență extraordinară pentru că după aia tata a zis să vezi ce înseamnă dacă nu intri la facultate și m-a angajat la un atelier de bobinaj cu program de la 6 dimineața până la 4 după amiază. A fost neplăcut, nu mi-a plăcut deloc și am zis da, e mai bine pe scenă. Tata, nu și nu că medicină, în fine, bun. N-a fost să fie și ca să scap de insistențele lor, m-am dus și m-am cerut în armată. Ei așa au făcut cruce la comisariatul militar, pentru că toți încercau să scape de armată, nu să vină în armată. Ei, nu, eu m-am dus, m-am rugat de ei cu cerul și cu pământul și m-au luat, m-am incorporat, m-au dus la Buzău, la transmisiune, acolo am făcut armată. În armată, că era aia lungă de un an și 4 luni, în armată aveam un concediu. Uh-huh. Și în concediu ăla deja cunoscusem niște oameni, Tocilescu, Gelu Colceag, Ioana Crăciunescu, bla, bla, erau mai mulți, din gașca lui Tocilescu. Și ei au zis, băi, nu vrei să vii și tu la cenaclul Flacăra, Gelu Colceag mi-a propus, el fiind deja acolo cu un grupul Reflex Flacăra. Și în concediu, repet, am fost, era un concurs, a fost un soi de concurs de intrare în cenaclu, care s-a ținut la Teatrul Ion Creangă și am intrat. Și asta s-a întâmplat, deci, în 74, prin septembrie 74 și am stat până 80, până în cam până la jumatea anului 1980 am stat în cenaclu. De ce asta? Pentru că în 79, domnul Dinu Săraru m-a angajat la Teatrul Mic. Se înființa teatrul foarte mic, o sală anexă a Teatrului Mic și angajându-mă acolo avea nevoie, mă rog, înființându-se teatrul ăsta, avea nevoie de o generație mai tânără și atunci mi-a propus să vin acolo, am acceptat normal, Teatrul Mic era ceva extraordinar la vremea aia. Și uite așa am ajuns eu să fiu angajat la Teatrul Mic. Era cercul ăla vicios, nu puteai să te angajezi că n-aveai buletin, nu puteai să ai buletin dacă nu ești angajat și casă și așa mai departe. În fine, lucrurile s-au aliniat într-un fel și a fost să fie bine până la urmă și m-am trezit angajat la Teatrul Mic cu niște dispense pe care le-au obținut ca să mă angajez acolo. După care a trebuit să fac o alegere. Ori cenaclu, ori teatru. Mi-era din ce în ce mai greu să fac navetele. Cenaclu avea multe spectacole în țară și eu aveam multă treabă la teatru. Și atunci a trebuit să aleg, am ales teatru firește, pentru că eram școlit în teatru, pentru că mă simțeam bine acolo. Și uite așa am rămas 11 ani la Teatru Mic, apoi alți 11 la Teatru Excelsior, unde l-am avut director pe Ion Lucian, un om absolut extraordinar, wow. Erau niște oameni în teatru foarte, foarte frumoși la vremea aia. Mare șansă am avut să-i întâlnesc, să lucrez cu ei. Și cam asta a fost viața mea așa în mare. În rest, totul s-a rostogolit cu spectacole, cu muzici de teatru, cu... Și muzica de teatru, când compuneți o muzică pentru un spectacol, noi din afară ca spectatori mergem la spectacol, auzim muzica din spectacol, dar nu ne gândim sau nu știm cât este de greu sau ce pași urmați, de ce țineți cont când compuneți o melodie pentru un spectacol. E un pic altceva decât când faci un cântec. De asta întreb. Acolo în primul rând există un om care diriguie totul foarte bine și asta se numește regizorul, care el știe exact ce vrea cu spectacolul lui, în ce zonă îl duce, el îți cere zona muzicală, te sfătuiești cu el, îi propui tot felul de lucruri și după ce a trecut faza asta primară de lucru în care se clarifică drumul spectacolului și cu
mie îmi place să-i spun spațiul sonor al spectacolului, pentru că tot lucrând în timp am ajuns la concluzia că nu numai o ilustrație muzicală într-un anume moment sau un cântec sau o muzică ambientală într-un alt moment al spectacolului fac muzica, nu muzica, și de fapt muzica împreună cu spațiul întreg sonor, tonalitatea în care vorbesc actorii, zgomotele scenei, împreună cu muzica, toate astea dau un spațiu sonor al spectacolului care e foarte important, pentru că el clădește tot ce înseamnă audio-ul întregului spectacol. Apoi sigur că acolo lucrezi cu materialul clientului, n-ai ce face, ăla-i spectacolul, alea sunt cântecele sau temele și e un pic altceva, dar mie mi-a plăcut foarte tare. Plus că faptul că este orice spectacol e irepetabil, că muzica într-un spectacol, fie că e live, fie că este înregistrată, aia este, nu te poți juca. E foarte diferit de film, spectacolul de teatru. Filmul e foarte riguros și odată făcut, așa rămâne. La spectacol se întâmplă tot timpul ceva, apare ceva. Și în primul rând apare starea firească, emoțională, umană, a actorilor din ziua în care joacă, care a doua zi nu o mai poți întâlni, pentru că e alta. Așa automat. Este. De asta iubesc eu foarte tare teatru și îmi place și mă simt foarte bine lucrând acolo. Spuneați de întâlniri, pomeneați de Alexandru Tocilescu. Ce alte întâlniri ați mai avut pe parcursul vieții? O, Doamne, nu, păi nu terminăm noi câteva zeci. Eu vă întreb de două dintre ele, da. De Nichita Stănescu și de Leonid Dimov. Da. Pentru că știu că i-ați pomenit foarte des, deci bănuiesc că au fost două dintre întâlnirile care v-au marcat cumva viața, cariera. Dimov este legat de întâlnirea cu Tocilescu. Toca când a venit la Brăila, că acolo a fost repartizat după ce a terminat facultatea, pe vremea aia așa era, a pus un spectacol al lui Strindberg, Zvanevit. O poveste foarte frumoasă, o feerie, mă rog. Și m-a ales pe mine să-i fac muzica spectacolului și atunci mi-a dat un volum de versuri care se chema ABC, Leonid Dimov, și erau notate 6 poezii pe care le voia pe muzică, pentru că el a gândit ca întregul spectacol să aibă, toate cântecele din spectacol să aibă versurile lui Dimov. Se lipeau foarte bine pe textul lui Strindberg. Bun, am făcut cântecele alea, m-au ieșit relativ bine, zic eu, mă rog, prestația a fost încununată de succes. După care, tot citind Dimovul ăla, am început să intru și mai tare în lumea lui și să-l plac din ce în ce mai mult. Au mai urmat în timp alte câteva cântece. Toca mi-a tot zis că le știa, le cântam și am făcut vreo 12 cântece, le-am cântat în timp pe toate. Și la un moment dat mi-a tot spus de câteva ori, bă, tu de ce nu vrei să faci un disc cu cântecele lui Dimov, că e păcat de ele să... Bun, eram tânăr, aveam alte priorități permanent, visam alte chestii și zic, lasă că o să-l fac și a trecut timpul. Dau un pic filmul în urmă, în 76 am avut șansa să-l cunosc pe Dimov, m-a invitat la el acasă și am petrecut o noapte fabuloasă. Și cum a fost întâlnirea cu el? Wow, ceva... În primul rând, când a deschis ușa și a apărut în cadrul ușii, a fost o surpriză, pentru că așa mi-l imaginam, dar știind desenele lui Pucă, văzându-l pe Dimov în realitate, m-am înmuiat tot, îți dai seama. Avea ochii albaștri extraordinari, barba imensă, albă, căldura aia a vocii, avea o voce superbă și culmea și recita foarte frumos versurile. Poeții având un mod special declamativ în a spune versurile. Aici pot pune pe extreme modalitatea în care își recita Dimov poeziile, cu modalitatea în care își recita Nichita poeziile. Erau două zone total diferite. Revenind la Dimov, mă rog, ne-am apropiat, ne-am mai tot văzut, după care viața cu ale noastre ne-a dus care încotro.
Și anul trecut, până septembrie, pe la începutul lunii septembrie, mi-am amintit că în noiembrie se împlineau 10 ani de când ne-a părăsit Toca. Și atunci mi-am amintit de datoria asta mea morală pe care o aveam și față de Tocilescu și față de Dimov. Și așa s-au adunat toate cântecele și s-a născut albumul ăsta de l-am scos, din care o să și cânti seara câteva bucăți. Leonid is love. Pentru că e un mare love. Toată povestea, lumea aia minunată a poeziei lui Dimov. O poveste de dragoste. Da, și nu neapărat lumea asta onirică pe care el a adus-o în poezia lui, asta e foarte specială, pentru că e cu totul și cu totul specială. Bun, mă bucur că s-a întâmplat și am ajuns la concluzia la bătrânețe, că toate lucrurile au un moment al lor în care trebuie să se întâmple. Și e bine că se întâmplă. Am zis, băi, bun, atâția ani n-am făcut albumul ăsta, înseamnă că acum a trebuit să se întâmple. Și eu sunt convins că și Dimov și Tocilescu, de acolo de unde sunt, se bucură că s-a întâmplat lucrul ăsta. Iar eu mă bucur și mai tare și mă simt așa un pic ușurat sufletește că s-a întâmplat lucrul ăsta. Și cu Nichita Stănescu cum a fost? Cu Nichita a fost, m-am mai întâlnit așa, ne întâlneam pe la diverse întâmplări de teatru și muzică și poezie și mă uitam la el, mamă, era... Dar n-apucasem să-l întâlnesc, să stăm mai mult de vorbă, să era de bună ziua, bună ziua, două, trei vorbe de complezență. Până într-o seară, când ne-am întâlnit, am fost invitat de Florin Zamfirescu la ziua lui de naștere, pe care o făceam fiecare an. Ei erau prieteni foarte buni, Nichita cu Florin, și a apărut Nichita care... Doamne. Acum, acolo, de fapt, am descoperit omul Nichita, care era mult mai... Bun, poetul e pus deoparte și e acolo, pe un soclu. Știam poezia lui, știam cât de important este, dar omul pe mine m-a fascinat, pentru că era... cald, prietenos, generos, volubil. Puteai vorbi orice cu el. Iar discuțiile la care asistam acolo în casă la Florin, în apartamentul lui unde se aduna multă lume bună, dom'le, erau ceva așa de vis. Îți dai seama, eram totuși erau altă tână, lume. Era altă lume. Veneam de la mine, de la Brăila. Eram timid pentru că cum să zic, la un moment dat, șansa asta pe care mi-a oferit-o viața de a întâlni atâtea personalități, m-au și inhibat la un moment dat, pentru că, dom'le, ăștia veneau tăvălug peste mine și nu mai știam la care și în gura cui să mă uit, pentru că erau absolut fascinant a fost. Iar noaptea aia a fost extraordinară, de atunci ne-am și apropiat. Din păcate s-a întâmplat cu foarte puțin timp înainte ca el să... se decide să plece și sigur că a rămas un lucru extraordinar acel să smulge în filde și din Alifantis. Da. Îți dai seama când Nichita îți spune ceva de genul ăsta, nu mai, te moi tot, nu, îți pierd vorbe, îți pierde mintea, tot. Se duce totul, Dumnezeu știe unde, da. Ce porecle aveați acum că spuneați de Filde și Alifantis? Elefantis, normal, dacă să spun de Filde și... De asta zic. Da, iată că Nichita atunci mă știa și mă cunoștea mai bine și din pornire a zis să smulgem Filde și din Alifantis. Ca sonoritatea Alifantis ducea, și asta era porecla în școală, Elefantis. Și atunci a rămas așa, am luat elefantul ca... portbonur la vremea aia, după care a devenit logo și acum nu mă mai despart de el, că asta este. Mi-aș dori un pui de elefant, dar ca orice pui, el crește și e mai complicat. Dar e o asociere plăcută. Mie îmi plac elefanții. Da, așa este. Da. Spuneați de trupa Zan.
Cum ați ajuns să colaborați? Cum s-a fondat trupa ZAN? Că sunteți acolo, aveți o componență foarte frumoasă. Da, și foarte, foarte ciudată, pentru că fiecare vine din lume, din altă lume muzicală. Păi a fost în 95 când mă pregăteam să fac un album Voiaj, în care erau două cântece de Dimov, dar altfel văzute la vremea aia. Bun, și m-am apucat de albumul ăsta și simțeam nevoia să fie altceva. Nu? În general, toate albumele mele au fost înregistrate cu muzicieni. Dar aici am vrut altceva, alt spațiu sonor al acestui album. În fine, și m-am sfătuit cu Doru Căblescu, i-am zis, uite așa și așa, nu voiam cu electronice. Doru era pe zona asta și ne-am sfătuit. El mi-a dat niște sugestii și am pornit de la Relu Bițulescu, pe care îl știam și cu care mă mai intersectasem pe aici, pe acolo, la care l-am adăugat pe Mirică, cu care tocmai avusesem o întâlnire la Sinaia, la un workshop cu niște americani. A apărut Virgil Popescu, care, mamă, era foarte sobru și foarte didactic, așa era domn diriginte, și spunem. Și mă împotmolisem un pic la clape, la claviaturi, unde nu prea știam pe cine să iau, și atunci Doru mi l-a sugerat și mi-a propus să-l iau pe Voinea, și așa l-am luat pe Voinea și bine am făcut, că i-am urmat sfatul lui Doru. Și cam asta a fost trupa atunci de studio, la care sigur am mai avut niște invitații adiacenți, dar nu erau permanenți. Imediat după Voiaj, apoi la sfârșitul anului, al doilea an, imediat anul următor, în 96, m-am apucat să fac albumul Nikita, în aceeași formulă. Și tot în 96 am avut șansa să ieșim pe scenă, la festivalul de la Sighișoara de artă medievală. Acolo am căpătat numele ăsta, că cei care organizau festivalul au zis, bă, dați-vă și voi un nume, exact, să vă cheme... Să vă punem pe afiș, exact, să vadă lumea. Să vă cheme într-un fel. Și m-am gândit la Comedia de l'Arte, am ales Zanu, o mască, Zan Zanetti, Zane, așa am ales numele. Și iată, s-au făcut 27 de ani în care... Mulți înainte. Tot cântăm împreună în această formulă, am făcut niște albume bune. Noi cel puțin, chiar aseară vorbeam cu ei de Neuitatele Femei, care e un album mai rock așa și care, în fine, a fost un album bun de referință pentru noi, ca și Nikita și, mă rog, nu avem foarte multe albume scoase împreună, dar sunt ok toate. 27 de ani în care, cum să zic, ni s-au născut copiii, nepoții. E o viață de om. Așa este. Iar faptul că am rezistat acești 27 de ani, asta spune ceva. Este o performanță destul de mare. Și culmea că ne simțim în continuare foarte bine în această formulă, a fost să fie și asta. A fost exact ce vorbeam, ce spuneați. Și, cum să zic, culmea e că nu am făcut niciun efort în a menține formula asta, în a face lucruri. Nu, toate au venit de la sine și s-au rostogolit. Că vorbeam de melodii și de poeți, știu că aveți Decembrie, care cred că este una din cele mai cunoscute. Ștampilă. Da, de asta zic. Când ați compus muzica pentru această poezie? Că știu că am ascultat, nu mi-a venit să cred. În 69. Câți ani aveați? În 69. Și citeați Bacovia. 14 ani, da. Am citit Bacovia că trebuia, nu știu, era ceva la școală cu Bacovia și a trebuit să citesc. Nu știu cum de s-a lipit pe mine, la 14 ani să stai să-ți placă chestia. De asta nu, întreb. Greu de explicat, adică cred că face parte din acele lucruri pe care nu apucăm să ni le explicăm în viața asta, dar care, sigur, pun acolo undeva o amprentă pe fiecare dintre noi. Probabil asta a fost și cu Decembrie, habar n-am. Pentru că, așa cum am făcut eu cântecul atunci, în timp, iată, în 50 de ani, undeva, cred că prin anii 70 și ceva, am mai adăugat un singur acord, atâta tot.
în structura cântecului. În rest, n-am umblat la absolut nimic. Așa a fost să fie. Nu eram și, pe departe, n-aș putea spune că am fost copilul genial sau că... Nu, nici vorbă de așa ceva. Era un copil normal, mă rog, mai sensibil, căruia îi plăcea să citească și să cânte. Na, nici măcar asta nu e un lucru extraordinar. Dar așa a fost să fie și iată că decembrie s-a întâmplat ca în 79 să fac acea casetă cu el. Pentru că am zis că merită, cântecul merită să fie sărbătorit, pentru că 50 de ani de la nașterea unui cântec, e mai bătrân ca mine, pentru că eu încă n-am făcut 50 de ani de activitate. Azi 49. 49, da, nu se fac, în fine. Bun, e mai tânăr, e mai bătrân cu un an decât mine. E mare lucru. E mare lucru și nu știu dacă am fost mândru de mine că s-a întâmplat treaba asta, dar am avut așa o mulțumire sufletească că am făcut și eu acolo ceva și că las ceva în urmă. Cum vă simțiți acum la 49 de ani, că ziceați de 49 de ani de carieră? Ați trecut prin atâtea, ați cunoscut atâția oameni, ați avut parte de atâtea momente. Bă, nu mă simt bătrân în primul rând. Mă simt împlinit, așa mulțumit că am făcut, repet, niște lucruri și mulțumit că încă mai vreau să fac. Adică aici e lupta cu mine. Într-un fel pot spune, băi, gata, la anul pot să trag oblonul și să-mi văd de ale mele, să fiu ăla civilul, bunicul care se joacă cu nepoții. Mi-a ajutat Dumnezeu lucrul ăsta și e mare, mare bucurie și împlinire a vieții unui om. Dar în același timp ceva îmi spune, bă, Neanicule, stai de ce mai... mă opresc? Ia, exact. Vezi, poate mai găsești ceva prin cutiuța aia craniană, sau prin cutiuța aia de suflet care să mai facă ceva. Probabil că o să mai facă, sunt tânăr și neliniștit. Dar... Noi sperăm că o să mai faceți. Păi și eu sper că... Și nu văd de ce n-ați face până la urmă. Da, vorba aia. Acum sunt atâtea mijloace minunate de comunicare și de... Da, e bine. Ați avut regrete în anii ăștia, în ăștia 49 de ani? Am avut și regrete, normal. E o viață de om în care ai de toate, și bucurii și regrete. Dar mi-am impus de foarte tânăr chestia asta. Cineva, nu mai țin minte cine, m-a învățat lucrul ăsta. Să trec peste lucrurile neplăcute, să închid ușa repede după ele. Pentru că totuși viața are un viitor, viitorul este, are prezentul și viitorul. Toate astea înseamnă neprevăzut, înseamnă necunoscut, înseamnă lucruri noi cu care e bine să te întâlnești. Se întâmplă ceva, un derapaj, ok, dă-l deoparte și merge înainte. Și așa am cam procedat și cred că bine am făcut. Care este, nu știu, muzica și discurile pe care le ascultați dumneavoastră când erați copil, când erați adolescent, care cumva, nu știu, v-au marcat adolescența? Mă gândesc că aveați un anumit gen, aveați anumite discuri pe care le ascultați. Ce se putea asculta atunci și ce aveam șansa de a întâlni atunci ca zonă muzicală? Când eram copil în casă, ascultam ce ascultau ai mei. Normal. Și normal ascultam radioul, că asta este. Deci erau muzici de toate felurile. De atunci cred că mi-a rămas în cap să ascult muzică, indiferent din ce gen este. Eu nu prea cred foarte tare în categorii de-astea, în categorii siri. Cred că muzica e bună, e pe placul tău, nu pot să judec nici măcar având profesia asta și ocupându-mă de treaba asta. Eu nu-mi permit să spun că un cântec este bun sau rău. Nu. Îmi place sau nu-mi place. Pot spune că un artist mă emoționează mai mult decât altul, și de-aia îl ascult cu plăcere mai des. Mai apoi, în școală, aveam un coleg, Dumnezeu să-l odihnească, Silviu Aioniță,
a cântat și el blues, care avea niște rude în străinătate, care îi trimiteau discuri, iar avantajul orașului Brăila fiind port, făceam, ne împrietenisem în gașcă cu niște marinari care ne aduceau ce apare repede. Și prin Silviu și prin gașca de marinari care ne țineau la curent cu noile apariții discografice, am început un pic să ascultăm muzica care se asculta pe afară. Surprize plăcute, Pink Floyd, Deep Purple, Rolling Stones și așa mai departe. În fine. Apoi, tot în perioada aia liceului, am dat cu nasul și cu urechile de Europa Liberă. Deci făceam... Na, astea erau sursele de informații, altele n-aveai. Și de atunci am rămas pe ideea de a asculta tot felul de muzici, pentru că îți poți crea o cultură pe de o parte muzicală, pe de altă parte poți vedea ce fac alții și o fac cu experiență și e bine să știi, să înveți, pentru că orice album ascultat al unui artist din străinătate e altceva. Ca și un album întâmplat aici, pe Plaiul Mioritic, la fel de... Noi avem fiecare, noi ăștia de trebăluim pe scenă, avem fiecare de învățat de la ceilalți. Absolut. Așa este. Indiferent că e mai tânăr sau că e mai în vârstă decât noi. Asta, cum se zice, viața în artă, trăitul ăsta în domeniul artistic, e un învățământ permanent. E o stare de contact cu ce fac alții, de la care, cum să zic, acumulez o sumedenie de lucruri. Și e bine, e bine asta. Nu există competiții. Eu nu cred în competiții, eu nu sunt în competiție cu vreun alt artist, pentru că niciun alt artist nu face ce faceți ce dumneavoastră. Face nu, exact. Neapărat. Fiecare deci, face diferit. Absolut. Pe tocmai nișa lui. Fiecare are personalitatea lui. Singura competiție în care cred și în care mă bag cu mare plăcere și mă lupt, mă iau de gât cu ea, e cu mine însumi. Mm-hmm. Atât. Așa cu e. Cine să mă încontrez? N-am de ce, n-am cu cine. Așa e. N-am pentru ce. Că vorbeam de muzica dinainte de 89, ați fost cenzurat în perioada aceea? Mă, nu. Nu. Hai să ți-o spun pe aia dreaptă. S-au și născut foarte multe povești despre cenzura. Da, de asta întreb. S-au născut foarte multe povești. Și multe sunt povești, dau bine, în contextul actual, sau mă rog, cel puțin la începutul anilor 90, dădeau foarte bine. Aș minți să spun că am fost cenzurat. Da, aveam câteva cântece, al căror text îl puneam înainte. Toate spectacolele treceau printr-o citire anterioară, care era unui... tip care cu asta se ocupa, da, cu cenzura. Da, da. Ok. Bun. Și atunci, ca să pot să cânt ce vreau, strecuram ceva ce știam precis că o să pice. Și era dat deoparte. Până la urmă, tot ce voiam eu cântam. Plus că eu n-am fost un cântăreț protestatar. Că n-am fost. Adică, gen, cine să spun, Valeriu Sterian. Da, Vali Sterian era un tip protestatar, era un rebel, era un tip care atrăgea atenția. Se lua de gât cu oricine, bun, un tip extrem de talentat. Eu am un mare respect pentru tot ce a făcut Vali. Dar eu eram cu bălăduțele mele triste, cu cântece de dragoste. Ce să cenzurez la un cântec de dragoste? Hai să fim serioși. Așa e. Zău. Plus că mie nu mi se... Mie. Cred că multă lume are percepția asta, unii vor să o recunoască, alții nu, că avantajul tinereții perioadei pe care am trăit-o, avantajul vârstei și a entuziasmului ăla al tinereții, a făcut ca noi să depășim mult mai ușor toate lucrurile neplăcute care erau în regimul anterior. Clar, vârsta și-a spus cuvântul. Tânăr fiind, bă, treceai peste multe. Și îți vedeai de viață mai departe și încercai să te bucuri de fiecare zi, de fiecare oră petrecută cu prietenii, cu rudele, cu cine vrei și cu cine nu vrei. Povești multă. Spuneați că nu ați fost un protestatar. La Revoluție ați ieșit? Sau erați în România? Am vrut să ies, eram în România. Eram în Piața Romană numărul 9 și pe acolo trecea. Am ieșit, m-am uitat, m-am văzut cu tancul, cu pricina, cu tabu.
cu pricina în care era Mircea Diaconu, Caramitru, erau pe el, mi-au făcut semn să vin, se duceau la televiziune. Nu m-am dus, nu știu de ce, n-am avut pornire. Ceva în mine mi-a zis că nu e ce se întâmplă de fapt. Eu am un instinct care, fac aici o mică paranteză, am un instinct care a funcționat foarte bine la mine. În general, cam miros oamenii și îmi dau seama că ceva e în regulă sau că ceva nu funcționează la foc maxim. Bun, deci asta a fost odată, după care m-am dus sus, m-am mai uitat ceva la televizor, după care m-a luat entuziasmul și am zis, nu, mă duc să mă fac revoluționar. Și când am coborât la ușa blocului acolo unde stăteam, în Piața Romană numărul 9, m-am întâlnit cu sectoristul, care era clasicul sectorist, știi de... Da, da, era da. Unul arondat. Și ăla mă știa, că na, ne știam toți între noi vorba aia. Și mi-a zis, Nea Nicule, du-te bre sus, stai acolo și uite-te la televizor, mai bine. O să ai ce vedea. N-am să uit asta că toi trei. O să ai ce vedea, uită-te că o să ai ce vedea. Mă rog, nu neapărat că i-am urmat sfatul, dar nici nu m-am dus să mă iau de gât. Cu cine să te iei de gât? Cu ăla cu care mai înainte stăteai la coadă să iei nu știu ce? Cu ăla care mai înainte avea același regim de viață și ducea aceeași viață tine. Cu tine? Cu cine să te iei de gât? Cu semnul tău? E aiurea total. Mi s-a părut aiurea total. Bun. Am avut șansa să plec în străinătate, în Occident, cum se spunea, în 86. Și nu v-ați gândit să rămâneți acolo? Ba da, de asta am și plecat. Însă nu m-am simțit bine, am crezut că nu voi face și bine am crezut, pentru că, într-adevăr, nu mai puteam să fac ceea ce îmi plăcea. Uh-huh. Trebuia să renunț la povestea cu cântatul, cu toate astea, să duc o viață normală, civilă. Și lucrul ăsta n-a fost pe sufletul meu, pentru că mie aia mi-a plăcut toată viața, să cânt, să fac cântece, să mă dau mare acolo pe scenă. Să faceți artă. De-astea, de ale mele. Am renunțat, dar a fost o experiență foarte tare, am putut să fac și mai bine, să-mi clădesc o imagine a ce se întâmpla acolo, în lumea normală, și în ce lumea normală trăiam. Dar acolo trăiam, eu sunt dependent de limbă, n-aveam cum să renunț la asta, sunt dependent de oamenii din jurul meu, eram dependent de familia mea, aveam o responsabilitate față de toți oamenii ăștia și atunci nu poți să dai cu piciorul așa. La tot. Mie n-a fost greu să fac pasul. Și atunci am renunțat, m-am întors acasă. E adevărat, cu o experiență extraordinară și mi-a prit lucrul ăsta. Spuneați, nu pot să nu vă întreb, că spuneați că stăteați în Piața Romană numărul 9. Da. De unde și melodia, mă gândesc. Da. Și piesa. Da, era, aia a fost... De ce m-a marcat Piața Romană asta? M-a marcat pentru că a fost prima locuință pe care am avut-o eu, a mea. În rest am stat în chirie prin foarte multe locuri în București. Nu mai știu, până la Piața Romană numărul 9, cred că au fost vreo 15 locuințe pe care le-am tot schimbat. Acum, când stăm de vorbă, am ajuns pe la vreo 25. Mi-a plăcut să umplu. Bun, dar nu asta e important. Important este că eu aveam atunci un cântec, o poezie preferată, Balada Chiriașului grăbit al lui Topârceanu, și îmi tot propuneam. La fiecare mutare mă gândeam că mi-au geamantanul și plec. Ok, îmi luam într-adevăr, aveam două geamantane, unul cu haine, unul cu cărți, și mi-a lipsit chitară. Și mă mutam dintr-un loc într-altul, mă tot mutam, ok. Și de fiecare dată, la fiecare mutare, mi-aminteam de versurile lui Topârceanu și spuneam, trebuie să fac cântecul ăsta neapărat, pentru că e imnul meu al călătoriei mele prin viață. Nu reușeam de fiecare dată, de câte ori mă plecam asupra lui, bă, nu ieșea nimic, dar nimic. Până în 2013, când
nu mai știu, am mai făcut o încercare. În 2013 m-am mutat, în 2013 m-am făcut albumul Mozaic și zic, hai mă să mai încerc o dată ce o să fie. Ok, a ieșit. A ieșit și am zis, uf, înseamnă că nu mă mai mut, aiurea, m-am mai mutat de atunci de câteva ori. A fost amuzant. Da. Cum arată o zi din viața dumneavoastră când nu aveți concerte, când nu sunteți pe drumuri? Când, o zi normală din viața dumneavoastră. Ce vă place să faceți? Ai pus întrebarea, ai dat și răspunsul. Cum arată o zi normală? Normal. Ca o zi normală în care nu sunt... Bun, n-ai cum să nu. Te gândești normal. Că e ăla... Cu sculatul de dimineață, cu cafeaua respectivă, cu treburi până casă, că omești și dacă nu pui mâna să mai faci câte ceva prin casă, vine nevasta și te cită-le și uite așa, adică, cum să zic, mă comport, faptul că eu sunt geamă născut într-o zodie de gemeni, în zodia gemenilor, cred că mă ajută foarte tare pentru că s-a creat un echilibru în timp între cei doi alifantiși din mine, între cei doi elefanți, ăla civilul, care trăiește absolut normal, am și zis că întotdeauna, și ăla artist. Și artistul. Dar am zis întotdeauna că eu sunt mă simt un pic cam prea artist pentru un civil și prea civil pentru un artist. Sunt momente în care mă detașez foarte ușor de mine, cel care e pe scenă, și atunci sunt un om absolut normal, care se bucură de toate cele ale vieții, firești cotidiene, mă lovesc de ele, mă înjur și eu diverse lucruri care nu-mi convin, mă bucur de altele care îmi plac și tot așa, adică nu... Iar e o poveste, cred eu, și un mit care s-a creat că artistul e boem, da, că trebuie să fie sărac, să sufere și ca să producă niște lucruri consistente. Să aibă niște trăiri pe care, da, să le transpună, da, pe care să le transmită să mai departe. Vai mama lor, da, să fie o dramă cumplită. Nu cred lucrul ăsta, nu cred. Și în istoria României s-au demonstrat că iată, Alexandrin a fost niciodată un sărântoc, avea moșie, o ducea bine și a scris minunat. Deci nu cred că neapărat trebuie să suferi ca un câine ca să produci ceva teribil. Nu, se poate și având o stare și cred mai mult în asta, în care, cum să zic, cu cât ești mai împăcat și mai detașat de cele lumești, cu atât te poți apleca și mai mult în zona artistică. Ești mai detașat, ești mai liber, nu mai ești împovărat de gânduri și atunci normal că mintea se duce direct în creație și funcționează mai bine. Funcționează mai bine, da. Dacă ar fi să le transmiteți un mesaj oamenilor care vă ascultă, care ascultă muzică folk, publicului de folk, ce le-ați spune? Ce i-ați spune publicului? Că în primul rând că nu cred în folk. Și o spune asta cu responsabilitatea omului care o viață întreagă a umblat agățat de o chitară, pentru că folk-ul ăla adevărat... Eu cred, de fapt, nu cred în folk. Nu cred în terminologia asta. Cred că termenul e total eronat pentru genul ăsta muzical, mai potrivit, cred că ar fi fost, nu știu, baladiști sau truveri sau orice altceva. Băiatul care cântă cu chitară, ăla e. Aia e simplu. De ce folk? Folkul american are, de unde am împrumutat acest termen, e cu totul și cu totul altceva. La noi e uneori un folk, de cele mai multe ori un folk confort rei, fie vorba între noi. Bun. Ce le-a spune? Le-a spune următorul lucru, că muzica e frumoasă. Să asculte ce le place, să cânte ce le place dacă vor să cânte și, în general, să nu creadă că treaba asta cu artistăraia e un moft. Sunt oameni care sunt născuți să fie artiști, sunt hăruiți și alți oameni care sunt născuți să fie civili. Fiecare are aceeași valoare și e extrem de important și atunci cred că e mai simplu să nu mai,
ne complicăm atâta existența, să nu mai filozofăm atâta pe niște subiecte care sunt foarte simple și multe dintre ele sunt tabu. Da, vă mulțumesc. A, și le-aș mai spune ceva. Băi, dacă aveți vreodată inspirația să nu vă întâlniți cu Corina care să vă ia la întrebări, fugiți, bă! Fugiți! Mulțumesc mult, Corina. Vă mulțumesc tare și mult. Eu. Sper să ne revedem cât de curând. Să mai povestim, acum nu chiar anul ăsta. Nu, hai să nu anul ăsta. Mai stăm, exact, 5-6 da. Ani, cum am făcut și cred de data că asta. E termenul bun. E numai bine. Da. Vă mulțumesc și frumos. Eu mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi. Să ne revedem cu bine săptămâna următoare.